Din dreapta tribunei oficiale. Ișvan Kovac este arbitrul acestei partide, un arbitru cu mare experiență, care a fost la campionatul european de tineret în urmă cu o lună. Partea bună e că echipa înscrie 9 goluri în 3 partide, dar partea foarte proastă este că echipa a primit 6 goluri. Jumătatea dinamovistă, aici Ivanov i-a dat mingea printre picioarele lui Mârgiac. Bărbuț, liber în partea dreaptă, în direcția de atac a Craiovei. Bărbuț, gol! Lui, nu, de vie. Mateiu ezită, este liber în partea stângă Vătăjelu. Vătăjelu întâmpinat acolo de Ciobotariu, driblingurile lui Vătăjelu, centrare și reflexul lui, gol! Poziția lui Ricardo Piscitelli. De capa lui Roman, marchează de lângă Ciobotariu, minge pentru Filip, șutul lui Filip și clubului în istoria recentă, în istoria ultimelor 30-40 de ani, e clar că asta nu s-a întâmplat. E fluier de final.